Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Haideți să vedem de data aceasta spre ce vor tinde energiile din această ceașcă, ce ne vor spune dârele trasate în cafeluță, ce vom afla nou despre această zi de joi, 3 august 2023. Dar înainte de toate, dragii mei, vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru mesajele voastre extraordinar de frumoase pe care le primesc de la voi în fiecare dimineață, în fiecare zi. Acestea sunt mesaje de binețe, de binecuvântare, de încurajare sau mesaje prin care împărtășiți cu noi diverse experiențe din viața dumneavoastră. Eu vă sunt foarte recunoscătoare pentru toate acestea. Simt că fără ele și fără toată implicarea voastră pe canalul meu de YouTube, nu aș putea să fac ceea ce realizez aici în fiecare zi pentru voi, adică aceste videoclipuri cu care vin în întâmpinarea voastră în fiecare dimineață. Dragii mei, dacă este ziua cuiva de naștere în această frumoasă zi de 3 august, țin să-i urez un călduros mulți ani, să aibă parte de tot ceea ce își dorește în acest an, să-i se împlinească toate visele. Haideți să vedem și ceșcuța noastră de astăzi. Iată, așa arată ceașca. Așadar, bine ați venit pe canalul meu de YouTube și sper să vă însoțesc pașii și în această zi minunată spre noi și noi vești, care mai de care mai bune, care mai de care mai pozitive pentru voi toți în această zi. Da, dragilor, iată că nu știu cât de bine se vede, dar eu simt pe această ceașcă că această cafeluță s-a revărsat și de data aceasta peste ceașcă, ceea ce înseamnă un număr de vești foarte bune pe care le veți primi în această zi sau cel puțin o veste care vă va marca existența, vă va bucura într-o măsură foarte, foarte mare, astfel încât veți vărsa chiar lacrimi de fericire. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce este vorba în această ceașcă, ce vedem noi aici astăzi. Dragilor, văd că este lumină așa în fața voastră, în casa voastră și văd lacrimi de fericire. Vă vine cineva de departe în casă, fie o fiică, fie un nepot, da? Cineva care va intra cu o energie extrem de pozitivă în casa dumneavoastră. O rachetă, dragilor, mai apare aici. Brusc veți avea o schimbare foarte benefică. Te va ajuta această schimbare să mergi mai departe. Fie te vei muta în altă casă, fie primești o sumă de bani, dar văd că ceva se va schimba pentru tine în bine. Văd aici o femeie mai în vârstă, dragii mei. Această femeie mai în vârstă văd că este un element catalitic în viața ta. Se roagă foarte mult pentru tine. Și rugăciunile acesteia să știi că îți priesc foarte, foarte mult. Un dușman, dragii mei, văd aici, este în spatele vostru. Dacă ar avea o putere, acest dușman ar vrea să te pună la pământ. Dar niciodată să știi că nu va reuși, pentru că văd că tu faci mătănii, faci rugăciuni, aprinzi lumânări. Tu simți această persoană, o știi, dar nu îi dai voie să-ți facă niciun rău și nici nu se va întâmpla acest lucru vreodată. Un stejar, dragii mei, mai apare în cafeluță. Este un pom foarte puternic. Se pare că în casa voastră voi faceți totul, voi sunteți stâlpul. Fără voi, soțul sau copiii nu pot să facă nimic. La voi în casă se pare că găina cântă, sunteți foarte puternică, de aceea și ai dușmani foarte mulți pentru că aceștia te invidiază. Dar lasă-i deoparte, draga mea, pentru că locul lor, mă rog, rolul lor este să stea acolo deoparte, să se uite și să nu facă nimic, să se uite la voi doar și să vă invidieze, dar lasă-i în pace și mergi înainte cu fruntea sus, pentru că ai de ce să fii mândră, draga mea. Dragii mei, pentru voi văd că lucrurile merg din ce în ce mai bine în carieră. Aveți succesul pentru care ați luptat atâta. Asta vă dă șansa de a vă face viața pe care v-ați dorit-o, exact așa cum v-ați dorit.
Și mai mult decât atât, de curând văd că ați cunoscut o persoană care se dovedește a fi exact ceea ce ai căutat. Este extrem de atrăgătoare, foarte atentă cu tine și îți este alături la greu. Sper din tot sufletul că acest început între voi să se transforme într-o relație extrem de stabilă și fericită, astfel încât să îți îndeplinești și acest vis în legătură cu relația ta de suflet, da? Visul de a-ți face o familie și de a avea proprii tăi copii într-o bună zi. Și se pare că aceste speranțe ale tale se vor transforma în realitate într-o bună zi. Dragii mei, văd aici că te preocupă ceva, ce vrei să faci, o activitate sau, nu știu, poate ai desemnat un contract, da? Orice lucru pe care vrei să-l faci în această perioadă, să știi că drumurile îți sunt deschise în această etapă a vieții tale, vei reuși să duci la bun sfârșit ceea ce te preocupă. Văd aici doi copii, dragii mei, pe care îi aveți. Să știți că unul dintre ei va cădea și se va lovi foarte rău la mână sau la picior. Dar să știți că îi va trece foarte repede. Asta se întâmplă din joacă, știți cum se hârjonesc copiii, este inevitabil să nu se lovească, măcar din când în când. Dar stați fără grijă pentru că îi va trece destul de repede. Se va recupera foarte repede. Cifra 11, dragii mei, apare aici. Se pare că este o cifră norocoasă pentru voi. Puteți pune această cifră când jucați la loto, pentru că va fi cu foarte mult noroc. Poate aveți un copil născut pe această dată sau poate dumneavoastră sunteți născut sau născută pe această dată, dar oricum văd că este ceva care se axează pe această dată, în această perioadă pentru voi. Două persoane, dragii mei, mai văd aici, care discută. Se pare că aveți niște probleme și vreți să le rezolvați sau plecați undeva și o să vă sfătuiți în legătură cu drumul. Ce trebuie să mai luați la voi? Mare atenție la acte, dragii mei, da? Să aveți tot ceea ce este necesar la voi din acest punct de vedere. Văd aici și o convorbire pe care o veți avea cu rudele voastre, unele neînțelegeri pe care le aveți poate și în legătură cu o moștenire, dar să știți că se vor termina cu bine. Poate vreți să vindeți această casă, această moștenire pe care ați primit-o și nu ați reușit acest lucru până acum din cauza rudelor, dar să știți că de acum înainte este posibil să ajungeți la o înțelegere și să reușiți să puneți ceea ce vă doriți în aplicare. O căprioară, dragii mei, se vede aici care bea apă din izvor. Totul va fi spre bine în viața ta, toate negativitățile vor pleca din existența ta. În sfârșit, o să răsară soarele pe strada ta. Cu sănătatea, dragii mei, mare atenție la durerile de cap, de gât, poate că aveți ceva probleme cu glanda, da? Mare atenție, poate că va trebui să mergeți până la medic să vă faceți un control de rutină. Dragii mei, văd că veți vărsa lacrimi de fericire, da? O să vină o persoană în casa voastră care vă va bucura nespus de mult, da? Vă va aduce și o veste extraordinar de bună această persoană, o veste pe care veți dori să o sărbătoriți, să o celebrați. Toate drumurile în fața voastră sunt deschise. Plecați, veniți, văd că aveți multe drumuri fericite. În mâini, dragii mei, văd că aveți un buzdugan. În trecut ați avut foarte multe piedici de la oameni, aveți frică să faceți ceva anume, dar să știți că în această perioadă veți prinde puteri, veți avea curaj să faceți tot ceea ce vă doriți în viața voastră. Două persoane vor ieși în calea voastră, sunt două femei care vă citesc, vă tot trimit negativități aceste persoane. Când vă veți depărta de aceste persoane în casa voastră, să știți că se va rezolva totul.
Veți scăpa de negativități, veți scăpa de norii negri care planează asupra casei voastre, veți scăpa de certuri, da? Pur și simplu totul se va rezolva între voi, veți avea pace și, pace și înțelegere între voi. Dragii mei, văd cum stați așa într-un aeroport, se vede aici un avion. Poate că vreți să plecați undeva departe de țara voastră, văd cum așteptați rândul la pașapoarte, să știți că o să ajungeți cu bine la destinația pe care o doriți și o să se realizeze cu bine lucrul la care vă gândiți. Da? Poate plecați acolo cu, cu ocazia unei noi angajări, chiar dacă acum se știe că este perioada vacanțelor, perioada concediilor, dar se pare că mai sunt și locuri care fac angajări sau locuri unde se lucrează. Un bărbat, dragii mei, se pune cu în genunchi la voi. Îi pare rău, dragele mele, îi pare rău că te-a lăsat, că te-a mințit, că te-a înșelat, dar văd că tu nu-l vei ierta pe acest bărbat pentru că tu când ai avut cea mai mare nevoie de el, el te-a lăsat baltă. Pentru persoanele singure, dragii mei sau dragele mele, văd aici o persoană, un bărbat sau o femeie care vine la voi să își declare dragostea vouă. Acest bărbat sau această femeie te-a văzut la o onomastică sau la o... la un chef, la o celebrare, da? Și s-a îndrăgostit de tine. Cineva cu litera V, dragii mei, mai apare aici și un buchet de flori. Poate vei primi acest buchet de flori de la o persoană cu această literă, poate că este ziua ta de naștere sau aveți ceva de sărbătorit în familie, poate aveți o veselie, o sărbătoare. Să știți că totul va decurge conform așteptărilor și veți avea o surpriză din partea acestei persoane cu litera V. Pentru cei cu inițialele B, A, L și S, în 4 zile sau 4 săptămâni, dragii mei, vine o veste, un pachet de la un drum, poate de la o ușă de stat sau de la o bancă, văd că o să vă prindă foarte, foarte bine această veste sau acest pachet. Haideți să vedem, dragilor, și dorința voastră. Dorința voastră este pe cale să se împlinească, mai trebuie să treacă încă puțin timp, poate câteva zile, da, până la împlinirea ei. Și văd aici în casa voastră sau în sufletul vostru, în, asupra voastră, cum planează un de ochi foarte mare, dragii mei. Mare atenție la acest de ochi pentru că se pare că din cauza acestuia nimic nu vă merge în viață, din cauza acestuia se întâmplă să nu reușiți ceea ce vă doriți, da? Sau chiar și să vă simțiți rău uneori, da? Poate că scați foarte mult sau nu aveți chef de nimic. Să știți că toate acestea se întâmplă din cauza de ochiului. Faceți tot posibilul și descântați-vă, dragii mei, exact cum v-am spus. Puneți Tatăl nostru de multe ori până când veți simți că vă veți ușura și veți vedea cum totul va reveni la normal. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Sper că v-am regăsit într-un moment cât mai bun al vieții voastre. Vă mulțumesc pentru atenție, vă invit și la alte citiri de acum încolo. Toate cele bune!